Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici, sunt toată un zâmbet pentru că astăzi discutăm despre un subiect care îmi place mie foarte, foarte mult. Este așa un subiect mai light, mai ușor, nu ceva puternic, serios, dar de când am început să studiez astrologia, îl pomenesc de fiecare dată când am ocazia. Este vorba despre cea mai fericită zi a anului. Probabil că ți-aduce aminte că am făcut și anul trecut, cred că am făcut și acum 2 ani și iată, a venit și acest moment să fac emisiune despre cea mai fericită zi a anului. Este vorba, îți spun, de 5 martie și o să te întreb, dar ce înseamnă, Daniela, cea mai fericită zi a anului? Este ziua în care Soarele și Jupiter fac o conjuncție. Da, Jupiter de obicei stă cam un an într-o zodie și se întâlnește, bineînțeles, Soarele parcurge toate cele 12 zodii în acel an și Jupiter este într-o zodie. Deci undeva, la un moment dat, cei doi aștri se vor întâlni. Cine este Soarele? Este cea mai mare stea din sistemul nostru solar. În astrologie îi zicem planetă și Soarele oferă scheletul nostru astrologic. E partea de personalitate, baza noastră astrologică, fundația, da? Cum mai spuneam, e bradul care trebuie împodobit, că pornim, avem un punct de plecare. Adică Soarele reprezintă caracteristicile generale pe care le împarți tu și cu toți cei care s-au născut în zodia ta. Bun. Deci personalitate, vitalitate, forță, energie, partea exterioară. Jupiter, să ne aducem aminte, Marele Zeus, este planeta mare a sistemului, este huge, imensă, dă nu știu câte ori cât Pământul. Ce reprezintă Jupiter? Reprezintă expansiunea, reprezintă optimismul, reprezintă deschiderea minții, înțelepciunea, filozofia, dreptatea, justiția, fără limite. Lui Jupiter, Jupiter ce atinge, aduce prosperitate, aduce posibilitatea de a acumula, îți aduce încredere. Bun. Astea două ți-am spus, se întâlnesc o dată pe an și într-o anumită zi. De data aceasta, în 2022, este vorba de 5 martie. De fiecare dată fac o emisiune despre acest subiect, menționându-ți de fiecare dată că cea mai fericită zi nu trebuie să se întâmple neapărat ceva în viața ta. Bineînțeles că de data aceasta, conjuncția Soarelui cu Jupiter îi va ajuta foarte mult pe cei care au semne de apă în astrogramă. Vorbim de pești, vorbim de scorpion și vorbim de rac. Aceștia vor fi cei mai avantajați. După care vorbim despre cei care au foarte mult marcaj de pământ. Vorbim de taur, vorbim de fecioară și de capricorn. Ei resimt cel mai easy, cel mai ușor această conjuncție. Ceilalți vor fi mai provocați, dar nu înseamnă că nu o pot avea pe undeva prin astrogramă astfel încât să-i ajute. Am auzit să-mi spui tu, Daniela, dar ce se întâmplă de cea mai fericită zi a anului? Nu se întâmplă nimic concret, dar ne ajută pe noi să ne oferim un pic din timpul nostru să ne facem mai bine. Nu că știi la loto, nu se întâmplă ceva minunat, că de fiecare dată primesc comentarii, da, m-a așteptat Daniela în ziua respectivă, o să așteptați voi mult și bine să se întâmple lucrurile, că astrele vin, dar nu-ți bagă și intră astea, că totodată e bine să știi că există ca să le poți folosi. Ce putem face pe o conjuncție Soare-Jupiter? Să ne cumpărăm ceva. Să mergem la un film, să ascultăm o poezie, să mergem la biserică, pentru că această conjuncție se petrece în semnul peștilor, să ne punem de acord cu sufletul nostru. Spun din ce am auzit eu că fac oamenii pe Soare Jupiter, unii și iau zi liberă, unii și au câteva ore libere, unii și cumpără ceva frumos, unii și planifică o călătorie, alții se decid că trebuie să aibă grijă de ei, învață să mai renunțe la ce este toxic. Deci, această zi, mai ales că se petrece în semnul peștilor și, vedeți voi, Jupiter se simte foarte bine în pești. Este unul dintre domiciliile lui. Cu alte cuvinte, tot ce atinge amplifică. Am putea și vă invit, în jurul date de 5 martie, să faceți ceva pentru voi. Peștii au legătură și cu un proces psihologic spiritual, au legătură și cu o zonă artistică pentru cei care sunt artiști. Oricum e un an important pentru că Jupiter se va întâlni și cu Neptun pe data de 12 aprilie. Deci, chiar dacă nu sunteți artiști, puteți să faceți ceva în zona respectivă, în ziua respectivă. Un teatru, piesă de teatru, un film, un concert, trebuie să faceți ceva pentru sufletul vostru și să aveți încredere. E adevărat că Jupiter în pești câteodată ne dă încredere mai mult decât putem duce și ni se pare nouă că să vezi ce se întâmplă, să vezi cum se întâmplă și când preluăm mai multe decât putem duce. Dar ne descurcăm că Jupiter ne ajută pe urmă, nu se întâmplă ceva grav. Deci sunt atât de multe lucruri, dacă tu știi că astrele se întâlnesc și ne ajută bam, foarte mult, să nu uităm de un lucru.
tot pe 5 martie este ziua în care Venus cu Marte se pregătește să iasă din Capricorn și să intre în Vărsător. Adică avem o conjuncție, conjuncția asta ți-am tot povestit despre ea, care aduce multă stabilitate, mult pragmatism. Și ar fi păcat să nu o folosești în această zi și alături de conjuncția Soare-Jupiter să nu faci ceva pentru tine. Poate ți se întâmplă lucruri by default, de la natură, așa pur și simplu minunate în viața ta. Poate afli o veste extraordinară, poate, nu știu, întâlnești pe cineva care îți place, poate afli că partenerul sau, nu știu, partenera e gravidă sau că partenerul ți aduce un cadou, poți afla, gândiți-vă că este și început de martie, este o perioadă importantă, poți afla că un apropiat de-al tău a luat un loc de muncă important sau că tu ești chemat la un interviu, adică sunt multe, multe șanse. O asemenea conjuncție e importantă, mai ales să prindem încredere noi. Dacă știi că ai avut probleme cu încrederea și că nu știi cum să o faci, ce să faci, ce să treci, în jurul datei de 5 martie poți începe să faci tot felul de lucruri pentru tine ca să-ți dai seama până unde duce încrederea asta ta sau ce înseamnă încrederea. Cu o conjuncție Soare-Jupiter e mare nevoie de romantism. E mare nevoie de acceptare, de vindecare, de înțelegere, de compasiune. Cu alte cuvinte, cum îți spuneam și pe ultima conjuncție, Soare-Jupiter în semnul Vărsătorului, de spuneam că ai putea să faci ceva pentru voluntariat, pentru o cauză și cu Soare-Jupiter ai putea să fii generos. Uite, ai putea ca pe 5 martie să-ți faci una dintre cele mai fericite zile ale vieții tale, oferind, donând, implicându-te într-o cauză, făcând ceva pentru cineva care este bolnav sau încercând să aduci alinare cuiva, pentru că despre asta vorbește câteodată energia peștilor, despre alinare, despre acceptare, despre milă. Am venit să nu vedeți mila într-un mod așa, este milă de tine, te iert sau alte lucruri, astea sunt puțin cu un aer de superioritate, ci mai degrabă compasiune. Dar până la a fi drăguți cu ceilalți, e important să ne oferim nouă această compasiune. Să ne înțelegem, să nu mai fim atât de duri, că dacă se întâmplă ceva la serviciu care nu ne place, să ne ducem acasă și să ne mai certăm, să ne mai urâm, să ne mai... De ajuns ce ne-au zis șefii la serviciu, nu e cazul să ne spunem noi și acasă sau în relații. Dacă partenerul zice ceva despre noi, nu trebuie să credem neapărat că este ceea ce crede el. Nu înseamnă neapărat că e... și despre noi. Cu o conjuncție Soare-Jupiter, tot ce ține de desenat, scris, pictat, muzică, o baie, un masaj. Vorbim de pești, vorbim de această sensitivitate, vorbim de această conexiune cu medii care nu se văd, dar doar pe care le simțim. Vorbim despre iertare, despre uitare, despre hai, ne dizolvăm. Putem dizolva furie, putem dizolva agresivitate, putem dizolva cuvinte urâte, putem face multe, multe lucruri minunate și pentru noi, dar și pentru cei din jur. Pentru că atunci când vorbim de energia peștilor, vorbim de o generozitate fără limite, vorbim despre un spirit de sacrificiu uimitor, vorbim despre grijă pentru cei vârstnici, cei bolnavi, pentru animale. Vorbim de capacitatea aceasta de a înțelege pe cei care au greșit, că sunt în închisori, că sunt exilați, că au greșit. Adică putem fi mai buni, mai întâi pentru noi și pe urmă și pentru ceilalți. Deci nu te aștepta ca în jurul date de 5 martie să se întâmple o minune, poate în viața unora se întâmplă, mai ales celor care au pește în astrogramă și oricum o să auziți peste tot că e anul vostru și că vă merge de minune, dar să știți că Jupiter vă aduce, vă oferă încredere, vă mai și ia câte ceva ca să se asigure că puteți să le duceți, dar voi, în primul și în primul rând, puteți simți această hai că, puteți să treceți spre momente grele, să aveți tot felul de, nu știu, acțiuni în viața voastră, evenimente neplăcute. Asta nu înseamnă că o conjuncție ca aceasta întoarce foaia și dintr-o dată nu mai aveți nicio problemă. Trebuie să fim copii, să considerăm că gata, vine așa o zi și se schimbă totul. Mi-ar plăcea, dacă vi s-a întâmplat, spuneți-mi, eu nu prea cred în lucrurile acestea. Dar cu asemenea conjuncție, dacă aveți un moment mai greu, să vedeți că, hai mă, că... poate o rugăciune, poate o meditație, poate un somn, poate o baie, mă mai liniștesc și mă fac să mă simt bine. Că despre asta este vorba când vorbim despre o conjuncție Soare-Jupiter. Să mă simt bine și să ofer și celorlalți din bucuria mea sau din liniștea mea interioară. Deci nu așteptați neapărat să se întâmple ceva pe 5 martie, ci veniți voi în întâmpinarea acestei conjuncții și faceți ceva pentru ceilalți, faceți ceva pentru voi, dar e importantă zona psihologică, e importantă
partea interioară, știți? Adică puteți să vă duceți chiar la o slujbă, să meditați, să spuneți o rugăciune, să citiți, orice ține de spectrul acesta al energiei peștilor, e binevenit în ziua de 5 martie și chiar vă invit să o folosiți. Adică e și păcat că știți de ea, să nu faceți ceva, să nu vă duceți. Și vă spuneam, avem acea conjuncție Venus-Marte, oferă și posibilitatea de a concretiza ceva. Poate vă alegeți un obicei pe care să-l repetați, un obicei care să vă facă bine, un obicei care să vă scoată din tot ce este toxic. Mi-ar plăcea ca mulți dintre voi, în jurul acestei date, unde va fi și o lună nouă în pești, despre care vă voi discuta, să aibă multe revelații despre sufletul lor, despre ce le face lor bine, despre sentimentele pe care le aveți. Cu asemenea conjuncție vine cu anumite sentimente și cu un devotament extraordinar. Dar v-aș invita să nu trageți de voi și să nu exagerați și să nu suferiți, pentru că o conjuncție Soare-Jupiter nu suportă suferința, din contră. Efectiv, vrea să te scoată de acolo, vrea să-ți arate o cale mult mai bună și vrea să te facă să te simți bine. Bineînțeles, poate ați așteptat de mult, mulți dintre voi, să vindecați, să găsiți un doctor, este o zi minunată pentru acest lucru. Tot ce ține de vindecare, de liniște, de bucuria sufletului, poate să fie destul de mult ajutat de o conjuncție între Soare și Jupiter. Când se întâlnesc acestea două și își dau mâna, faceți ceva cu această zi, astfel încât să vă fericiți singuri, nu de la ceilalți. Și vă mai invit ceva, nu încercați să-i vindecați pe ceilalți, pentru că de obicei energia peștilor așa știe să facă lucrurile, să iubească, prin a-i vindeca pe ceilalți. Începeți vindecarea cu voi înșivă, pentru că Jupiter va intra în Berbeglanu și se va întâlni cu Soarele în Berbeglanu. Și ce provoacă asta? Nevoia de a o lua de la capăt, un început. Momentan trebuie să avem grijă de noi, să ne alinăm, să ne respectăm, ca pe urmă să trecem într-o altă viață. Să vă priască emisiunea, să vă priască ziua de 5 martie și vă rog să faceți ceva pentru voi.